în preajma sărbătorii Sfântului Dimitrie Basarabov, am venit să dăm slavă lui Dumnezeu pentru misiunea pe care frățiile voastre o desfășurați. Lui Dumnezeu îi mulțumim și pe dumneavoastră vă felicităm. Vă felicităm pentru această misiune pe care o faceți aici, care nu-i ușoară. Sfântul Petru, referindu-se la ceea ce se întâmplă aici și ce se întâmplă și în alte locuri, zice foarte limpede în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 8, că diavolul umblă răgnind ca un leu să caute pe cine să închită. Și eu cred că cei cuprinși de patima alcoolului și de alte adicții care sunt prezente în lumea noastră, fie că e vorba de droguri, fie că e vorba de IT-ul care îi poate covârși și copleși, fie de alte patimi, mai grave sau mai puțin grave, când e vorba de toate acestea, ne ducem cu gândul la ceea ce ne spune Sfântul Petru. Diavolul umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Și atunci ce fac misionarii de aici, de la centru Dimitrie Basarabov? Încearcă, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu mijloacele pe care și știința ni le pune la îndemână, ca pe cei ce apelează la ajutorul dânșilor să-i facă sănătoși. Nu e deloc ușor. Pentru că dacă Sfântul Petru o spune, așa, metaforic, diavolul umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, din experiența vieții de zi cu zi, realizăm că așa stau lucrurile. Eu vă dau două exemple, cred că le știți pe amândouă, dar le mai repet o dată, referitor la faptul că diavolul umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Un exemplu îl iau din cele spuse de părintele Iosif Trifa, care a fost misionar al Domnului Hristos în perioada interbelică și mare dușman al alcoolului. Și ca să îi lămurească pe oameni că trebuie să pună umărul când au fost cuprinși de o asemenea patimă, și pe lângă harul lui Dumnezeu care vine de sus, să fie și efortul lor de jos, ca să-i lămurească, le dădea exemple și unul dintre ele este foarte semnificativ. Și ne spune relatarea părintelui Trifa că nenea Ion era un om tare harnic. Era căruțaș, își câștiga pâinea cea de toate zilele cu cărăușia. Numai că, din păcate, a fost cuprins de patima alcoolului. Ziua mâncea cu seriozitate și seara, când să se întoarcă acasă, trecea prin fața cârciumei și împreună cu prietenii lui de pahar, își făcea praf toți bănișorii. Soția s-a pus pe gânduri și chiar s-a hotărât să divorțeze. Și când a văzut nenea Ion că nu mai eșagă, s-a dus la părintele și s-a spovedit și și-a plâns necazul. Părintele l-a spovedit și a dat un sfat, un canon, foarte bun pentru el. Canonul dumneatale este să nu mai treci cu căruța prin fața cârciumei.
Și n-a mai trecut o zi, două, o săptămână, două, o lună, două. S-a crezut apoi că s-a tămăduit și că nu mai trebuie să înconjoare tot satul, ci să se ducă acasă pe drumul cel drept. S-a dus pe drumul cel drept, dar în curte, la cârciumă, erau prietenii lui de pahar, care l-au strigat și au zis, știm, te-ai făcut sfânt. Nu-ți cerem să vii să mai bei cu noi, dar coboară și schimbăm două vorbe. S-a coborât. Iar unul dintre ei, care era mai diplomat, a zis, da, nu, zice Sfântul Pavel în prima epistolă către Timotei, să bea și un pahar de vin pentru slăbiciunile lui. Numai un pahar. Un pahar. Și după paharul acela a venit al doilea. Și-a recăzut din nou în patima de care de-abia scăpase. Pentru că n-a fost atent să se țină de cuvânt și să respecte canonul pe care i l-a dat părintele. Să nu mai treacă cu căruța prin fața cărciumei. Acum, nu numai acest exemplu, ci sunt altele mai moderne. Unul mai modern este cu planta carnivoră. Exemplul acesta se referă tot la patimile care ne pot cuprinde, fie că alcoolul, fie că e fumatul, fie că drogurile, fie că suntem covârșiți de telefon, de calculator. Această povestire cu planta carnivoră este următoarea. Un nene și-a cumpărat un răsat de plantă carnivoră. Era mititel, drăgălaș, l-a pus într-un ghiveci, îi aducea insecte și planta carnivoră își desfăcea cupa și imediat le înghițea. Și-a crescut, era frumoasă, el se distra, nu-i mai era de ajuns ghiveciul. A mutat planta într-un recipient mare, nu se mai mulțumea cu insecte, ci a început să-i aducă hoituri de animale, șoare, șobolani și alte hoituri de animale. Și-a crescut mare, mare, de nu mai ajungea la cupa ei. Și-a luat o scară și urca pe scară, i-a ducea mâncare și o punea în cupă. A devenit totalmente dependent de planta carnivoră, nici nu mai putea face altceva. Și într-o zi, obosit fiind de multă alergare pentru planta carnivoră, suind pe scară cu un hoit, l-a pus în cupa florii și de oboseală s-a scăpat și capul. Și planta, hăt, l-a prins de cap și l-a înghițit și pe el. Sigur că e foarte limpede mesajul. O patimă la care nu renunți atunci când poți renunța, devine stăpână pe tine și te termină, te doboară. Acum, aici la Sfântul Dimitrie Basarabov, misioranii noștri încearcă nu să-i ajute pe cei ce apelează la serviciile acestui serviciu, acestei misiuni, încearcă să-i învețe cum să scape, să nu mai dea hrană plantei carnivore, să scape sănătos. Ei, noi pentru această muncă pe care o depune, îi felicităm și acum în preajma sărbătorii Sfântului Dimitrie Basarabov am venit și am oficiat acest tedeum solemn. Acum, referindu-mă la munca dânșilor, la preocuparea aceasta frumoasă, mă leg tot de Sfântul Dimitrie Basarabov, pentru că poate și dumneavoastră căutați o legătură între ceea ce fac dânsii
și între Sfântul Dimitrie Basarabov. Sfântul Dimitrie Basarabov, pentru că pe lângă faptul că era o persoană foarte credincioasă, era și o persoană plină de gingășie. Știa să respecte creaturile lui Dumnezeu, pe ceilalți oameni. Și să povestește, de exemplu, că într-o zi, el fiind păstor, din greșeală, a călcat peste cuibul unei păsărele care și avea acolo un cuib puișor și au murit puișorii. Atât de tare l-a mustrat conștiința că un an de zile nu și-a mai luat papucii în picioare ca să-și pedepsească piciorul că a omorât puișorii de pasăre. Acum am zis, veți zice, ce legătură facem? Păi legătura e următoarea. Dânșii lucrând cu oamenii care au probleme, care sunt posedați de o patimă, cu multă gingășie, încearcă să-i ajute să se scape de patimă. Noi vă dorim succes. Să dea Dumnezeu ca pe cât mai mulți oameni să-i aduceți la calea cea bună. Felicitări pentru tot ceea ce faceți.